En cultivant ma passion pour la langue française, j'ai découvert une autre moi. Cultivând în pasiunea pentru limba franceză, mi-am descoperit alte reguli. Astfel vede Maria limba pentru care, datorită mamei sale, a dezvoltat o pasiune aparte. De când era mică, asculta povești și cântece în limba lui Molière, pe care a îndrăgit-o. Iar premiul obținut este tocmai rezultatul acestei pasiuni. Competiția a fost acerbă, însă am apreciat faptul că între participanți nu s-a simțit acest lucru. A fost echitate și toți ne-am înțeles foarte bine. Am fost prieteni, nu am fost concurenți. A fost subiecte dificile sau, știu, încercări? Nivelul subiectelor a fost ridicat, însă am avut privilegiul, aș putea spune, de a fi pregătiți de profesori excelenți. Maria este un elev special, nu numai când vine vorba de marea pasiune, spun dascălii săi, iar la școală este o bună prietenă pentru colegii săi. O cunosc pe Maria de când sunt mică, fiind vecine, și întotdeauna a fost un copil exemplar și o prietenă foarte bună. Foarte mândră și nu mă surprinde, deoarece ea din clasă nu a fost cel mai bun copil din clasă. Maria este un copil dornic de cunoaștere, un copil care învață cu ușurință orice și a fost o plăcere să lucrăm împreună. Ne bucurăm că Liceul Traian a fost reprezentat cu succes la acest nivel competițional. Premiul întâi la faza internațională a unei olimpiade recunoscute este o performanță deosebită. De aceea merită toate felicitările noastre, Maria, doamna profesor îndrumător Mihaela Bălu, dar și familia care a susținut-o și a sprijinit-o permanent. Tânăra spune că vrea să îmbrățișeze o carieră care să îmbine și marea ei pasiune, adică și franceza și dreptul, și spune că nu vrea să plece din România.